Este vorba despre cel mai mare proiect de infrastructură din istoria Clujului, un proiect de 2,2 miliarde de euro, proiectare și execuție, care acoperă 19 stații și 21 de kilometri. În 2031, anul de punere în funcțiune a metroului, vom avea 164.000 de călători pe zi. Ce înseamnă asta? Mai puțin cu 29.000 de mașini în oraș, încă din primul moment al punerii în funcțiune a metroului. De știut faptul că până în 31 iulie 2026 nu trebuie finalizat întregul metrou. Să ne înțelegem. Sunt 9 stații, de la Sopor până la Calvaria, și aceste stații nici măcar nu trebuie să fie funcționale.